Transplantul de țesuturi și organe devine astăzi una dintre prioritățile de bază ale medicinii secolului 21. Anume, acest fenomen poate transforma suferința în speranță. Astfel, Agenția de Transplant din Moldova va desfășura din a doua decadă a lunii noiembrie în toată țara campania de promovare a transplantului Speranță pentru Viață. Prin această acțiune socială vor fi promovate transplantul și donarea de organe, țesuturi și celule umane pentru a da speranță la o viață mai ușoară. Și Elita TV se alătură acestei campanii. În această perioadă, postul de televiziune va difuza filmul social care vine să promoveze acțiunea de donare și de transplant de organe, țesuturi și celule umane. Potrivit Ministerului Sănătății, deficiența de organe este prezentă atât la nivel național cât și la cel internațional. În Moldova sunt aproximativ 900 de pacienți care necesită transplant de organe. Mai mult de 60.000 de pacienți din statele membre ale Uniunii Europene sunt în așteptare pentru ficat, inimă, plămâni, pancreas, intestin sau un rinichi. Timpul de așteptare pentru o astfel de intervenție deseori depășește perioada de 3 ani.